Viața bate ficțiunea, o demonstrează povestea scriitorului irlandez Philip O'Keale. A studiat filozofia în țara sa natală, dar a devenit șomer, așa că și-a făcut bagajele și a început să călătorească. Între 20 și 30 de ani, odată la 6 luni, a schimbat orașul și chiar țara, în căutare de nou. Așa se face că a ajuns în Rusia, Egipt, Spania, Kosovo, Statele Unite, India, Georgia. În 2000 s-a stabilit la București. Acum 12 ani, probabil... M-am obosit un pic de stilul ăsta de viață și am vrut să mă apuc la scris cu mai multă seriozitate și am ales să rămân aici. La București, irlandezul a pus punct carierei sale de aventurier și s-a concentrat pe cea de scriitor. Am decis că vreau să aflu dacă pot să scriu. Ce pot să fac cu asta? N-a trecut mult timp și Philip O'Keale a primit confirmarea că are talent la scris. Au aflat acest lucru și cititorii români, odată cu publicarea primelor sale cărți. Volumul de debut, Însemnări dintr-un bordel turcesc, a câștigat premiul Rooney pentru literatură irlandeză și a fost apreciat de criticii străini. În Irlanda natală, o asemenea reușită ar fi fost imposibilă. N-aș fi avut cum. Pur și simplu să plătesc chiria, să trăiesc. Economic vorbind, n-am putut. O'Keale a acceptat să muncească în România aproape orice pentru a se putea întreține. A lucrat inclusiv pe șantier. S-au terminat banii, pur și simplu. N-am avut bani pentru mâncare. Și până am găsit ceva mai profitabil, m-am angajat pe un șantier. Știam pe un tip care era șef de șantier, am vorbit cu el și am muncit câteva săptămâni, poate. Nu era muncă plăcută. Am rezolvat problema până am găsit altceva de făcut. Irlandezul O'Keale a înțeles că literatura nu aduce bani. Aici? Mai ales aici. Nu. Banii nu sunt în cărți în ziua de azi. Sunt în filme, în TV, tot ce apare pe ecran. Acolo sunt banii. Și dacă vrei bani, trebuie să scrii un scenariu, trebuie să fii regizor. Trebuie să scrii pentru o telenovela. Asta este societatea în care trăim. E mai mult accent pe vizual. Oamenii nu stau să citesc prea mult. Stau în fața televizorului. Așa că s-a adaptat. După cel de-al doilea volum, cu legerea de povestiri și Dulce e lumina, la care a muncit 4 ani, Philip O'Keale a scris un scenariu. Am făcut un scenariu din asta. Oamenii o să vorbesc despre asta mult mai mult. Nu știu cum o să iasă. Chiar dacă e un c**t de film, va fi mai impresionat decât ce am făcut aici. Scriitorii de astăzi nu mai visează la cai verzi pe pereți, sunt ancorați în realitate. La fel este și irlandezul stabilit la București. Lumea e cum e. Dacă n-ai o satisfacție personală prin a face asta, n-are rost. Pentru că nu o să fii satisfăcut cu... ce răspuns primești de la oameni în jur. Nu o să primești bani, bineînțeles. Satisfacția e alta. Și, bineînțeles, aș dori să câștig mai mulți bani. De ce nu? Să am 10.000 de cititori. Dar îmi place ce fac. Dar mie o satisfacție. Altfel n-aș rezista. Philip O'Keale recunoaște că supraviețuiește prin cărțile sale. Este metoda mea de a înțelege viața și viața mea și interpreta pe parcurs ce mi se întâmplă. Sunt un om normal. Trăiesc și înțeleg o parte din ce se întâmplă, o mică parte. Încerc să înțeleg mai mult. Încerc să mă împac cu ce mi se pare insuportabil. Și asta e tehnica cea mai bună pe care i-am găsit. Cea mai nouă carte a lui Philip O'Keale a apărut anul acesta. Și Te trezești râzând este un roman în miniatură, iar acțiunea se petrece în București. Am avut mereu o relație complicată cu București. M-a fascinat mereu și în aceeași măsură m-a scorbit. Nu e ceva simplu. Este un oraș care nu funcționează ca un oraș. Poate din acest motiv are și un... E ceva foarte spontan aici. Tot este la suprafață. Ieși în stradă, mereu se întâmplă ceva.
Nu poți să ieși de acasă și să nu fii afectat de oraș. Nu te lasă să fii pierdut în gândurile tale. E un oraș agresiv. Filip Ocheale și-a construit o viață printre români. A devenit un nume cunoscut și apreciat în lumea literară de la noi. Luna aceasta a câștigat premiul Superscrieri, un fel de Pulitzer românesc, la categoria eseu. Măcar pentru el, România este mai bună decât Irlanda.